2 Corinteni 4 cu 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. După ceva vreme, ne vedem iarăși. M-a surprins în mod plăcut prin prezența voastră și prin buna rânduială care domnește aici. Pavel spunea celor din Tesalonic că mă laud cu voi în bisericile lui Dumnezeu. Îmi dați voi când ajung acasă să mă laud cu voi? Că oricum, frate, o să mă întrebi ce fac copiii noștri în Anglia, în Londra. Am dreptul și am voie să nu greșesc să spun că sunteți pocăiți, da? Și Pavel spune că mă laud cu voi cu statornicia voastră. Poate am să vorbesc ceva de statornicie. Dar fratele, eu deschis un cuvânt așa de frumos și spun că am rămas la vasul ăsta de lut. Frații mei, există două lucruri puse împreună. Vasul de lut, care suntem noi, omul, din pământ îi luat, până la urmă se întoarce în pământ, dar în vasul ăsta de lut, Domnul a pus o comoară, o putere nemaipomenită. 2 Corinteni 4 cu 16, Pavel prezintă cam așa situația, că dacă omul de afară se trece, omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Noi avem un om de afară care-i trupul acesta așa cum îl vedem noi. Îi vasul nostru de lut și întotdeauna când te vei uita la un om, vei vedea aceste două lucruri. Vasul de lut cu slăbiciunile lui, care le avem, că e de lut. Și slăbiciunile astea ale lutului ne însoțesc până ne întoarcem în lut. Dar în vasul ăsta de lut avem o comoară, o putere nemaipomenită. 1 Corinteni 3 cu 16. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Sau 1 Corinteni 6, 18 și 19. Fugiți de curvie. Orice alt păcat răsăvârșește omul e în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și versetul 19. Și trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Fratele vorbea despre felul în care ne modelează Dumnezeu și de rostul suferinței în viața noastră. Nu ne place suferința. Nu-i ceva de dorit. Mi-aduc aminte de poetul Dionise Giucici. A scris o poezie, Nu disprețui cuptorul. Și când o gătat poezia de scris, el povestea unui prieten al meu că își imagina ce impact va avea poezia asta asupra bisericii. Și când o terminat de scris poezia, feciorul lui care semăna cel mai mult și care avea numele lui, a fost chemat de Domnul acasă. Și el îmi spunea, nu m-am gândit niciodată că eu am scris poezia pentru mine. Eu credeam că o scriu pentru alții. Odată am fost în Austria și un frate mi-a spus, frate Dragoș, ai fost odată la Roma? Zic, nu, hai că te duc eu. Și m-a dus la Roma și frate m-a pus la predică. Și mi-aduc aminte că atunci la Roma am predicat despre ceasul încercării din Apocalipsa. Dar fratele care m-a însoțit era prieten cu mine, îi plăcea cum predic eu și cât am predicat eu, el se uita așa admirativ la mine, dar mai mult se uita curios în adunare dacă ceilalți se bucură de predică. Și am terminat predica, am luat-o înapoi spre Austria, n-am mers 10 minute, primește un telefon. Și a început bine, după aia speriat, întrebări, așa agitat, cum, dar cum s-a întâmplat, așa. Închide telefonul și îmi spune, Dragoș, eu mă uitam dacă adunarea te ascultă ce predici. Nu m-am gândit că tu predici pentru mine. Nevastă mi-a luat mașina să iei copiii, într-o curbă s-a răsturnat, mașina e stricată, nevastă la spital, copiii, eu dus altcineva acasă. Eu nu m-am gândit că tu ai predicat pentru mine.
Ei bine, fraților, ca Dumnezeu să ne modeleze, El îngăduie anumite încercări în viața noastră. Și spunea fratele Marin că îngăduie multă suferință. Multă vreme n-am priceput nici eu rostul suferinței. Până când Domnul încet, încet mi-a arătat de ce trebuie să trecem prin suferință. Scurt, numai o schiță de predică, că chiar nu vreau să predic mult. În Psalmul 107, versetul 12, spunea: atunci El le-a smerit inima prin suferință. O constatare generală. Când oamenilor le merge bine, când sunt sănătoși, când au belșug material, când familia le este bine, au tendința să se mândrească. Peste tot unde oamenii au trăit bine, Dumnezeu mi-a ajutat, am fost în multe locuri din lumea asta. Multe țări din Europa și în America și în Canada și în Israel și în Dubai și în Australia și în multe locuri. Am constatat, cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât n-au nevoie de Dumnezeu. Cu atâta se mândresc, se ridică. Și Dumnezeu, care ne vrea pentru sine, are ca metodă de smerenie suferința. Atunci El le-a smerit inima prin suferință. Știi de ce îngăduie Domnul suferință pentru mine? Ca să văd neputința mea și puterea lui Dumnezeu. Ca să pricep că eu în toate lucrurile depind de Dumnezeu. De aceea, când îngăduie Domnul suferință, nu o tratați întotdeauna ca pe o pedeapsă, ci tratați ca pe o metodă a lui Dumnezeu de a ne smeri inima. În Evrei capitolul 2, versetul 10 spune așa: se cuvenea dar ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Vorbește de Hristos. Iarăși am avut probleme cu interpretarea acestui verset. Trebuia Hristos desăvârșit prin suferință? Noi ca și oameni recunoaștem, avem nevoie de desăvârșire. Dar Hristos avea nevoie de desăvârșire? Și eu spun că da. Pentru că Hristos a avut o natură dumnezeiască, dar a avut o natură umană. Era Fiul omului. Și în natura aceasta umană, în trupul Lui, El avea nevoie să fie desăvârșit. Și cea mai bună metodă pe care a folosit-o Dumnezeu pentru desăvârșire a fost suferința. Pavel spunea în Evrei că celor ce trec prin școala suferinței, deci el tratează suferința ca pe o școală în care noi învățăm și prin care Dumnezeu ne desăvârșește. De aceea spunea fratele că trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu. El ne formează, ne dă forma, ne smerește și ne desăvârșește prin suferință. Și în al treilea rând, prin suferință El ne califică pentru slujire. În același Evrei capitolul 2, parcă versetul 18 spunea: și prin faptul că El a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Eu am avut o constituție mai robustă, în ultima vreme sunt mai bolnav. N-am fost operat niciodată, adică am fost odată operat, să vă spun de ce. Sora mea mai mică, cu 6 ani decât mine, trebuia operată de amigdale. Și era micuță și s-a dus mama să stea cu ea la spital și nu i-o da voie cu un însoțitor. Și atunci a spus mama: pe mine nu mă lasă, te internez pe tine, te operez și pe tine ca să stai cu sora ta. Și m-a operat de amigdale și pe mine. Ei, de atunci eu n-am mai stat în spital internat niciodată până în ziua de azi. Dar prin natura slujirii trebuie să merg la spital. Dacă nu-mi place un lucru, luați-o ca mărturisire, să rămână între noi, da? Nu-mi place să mă duc la bolnav la spital. Când intru în salon, prima dată mă izbește aerul ăla închis și medicamentele.
Prima reacție care o am eu întotdeauna, mă duc să deschid geamul. Lasă, Doamne, să fie aer curat. Și bolnavul strigă, închide geamul că e curent, închide geamul repede. Și închide geamul că e curent. Și stau puțin de vorbă cu el, stau la geam, număr câți plopi pe lângă spital, îl încurajez 5 minute și bucuros că am scăpat. Eu nu știu ca să compătimesc că n-am fost bolnav. Odată predicam la o nuntă de acolo. Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Și când am terminat predica, vine un frate, vine încoace. Tu nu știi să predici, mă. Bă, tu nu știi ce înseamnă singurătate. Bă, eu am trăit cu Ileana mea, nu știu cât, atâția ani, o murit, a rămas cu 10 copii, copiii au crescut și acum eu singur. Bă, lasă-mă odată la nuntă să predic eu ce înseamnă un om singur. Că tu nu știi să-i explici. Eu am soție, căsătorie, nu sunt singur, nu? Ei bine, dar eu acum încurajez bolnave. Odată turnam eu niște beton pe acasă, nu mi-a ajuns un sac de ciment, eram în Maieu, mă sui în mașină, mă duc la material de construcție, eu un sac îl pun în portbagaj și vine un prieten de-al meu și coboară tatuță, fratele Traian, un om pocăit, îl știam eu, galbin ca ceara. Și mergea așa încet, încet, zic, ce faci, frate Traian? El era din Plăvalari, un sat de alături. Ce să fac, măi drăgușel, vin din la spital, dar eu trec pe lângă el și bat pe spate. Ține-te tare, frate Traian, nu te lăsa. Și el se uită, uite la dânsul, gras cât un armasar, e doi saci de ciment odată și strigă la mine. Bă, să n-ajungi tu să stai în perfuzie cât am stat eu. Acum eu am încercat să o dreg, că am văzut că am greșit față de bătrânul ăsta. Lasă, frate Traian, că Domnul face bine, Domnul... Dar mi-am dat seama că eu n-am fost în pielea lui niciodată. Și atunci Domnul îngăduie câte o suferință ca să ne califice pentru lucrare. Odată într-o adunare era un frate tare dur și de la învon el nu m-a criticat și n-avea balsam niciodată. În adunarea aceea era o soră care înainte păcătuise, frate o primit-o, dar el avea obiceiul la timpul de rugăciune, când se primeau bilete pentru rugăciune, el spunea, voi faceți-vă de cap, păcătuiți, umblați cum vreți și la urmă adunarea se roage pentru voi, nu? Na, ăsta era îndemn de rugăciune pentru bolnavi. Dar așa a îngăduit Dumnezeu cu omul ăsta, tata, mulți copii, să o îmbolnăvi de cancer. Și-o căzut sprâncenele, și-o căzut părul, gata, trăgea să moartă. Frații s-au rugat pentru el, o postit și Dumnezeu l-a vindecat. Eu cresc cu sprâncenele, eu cresc cu părul, o veni la adunare, conducea la timpul de rugăciune și primește un bilet. Să ne rugăm pentru sora nu știu care. Și el spune, să ne rugăm că tare e mai greu să fii bolnav, fraților. Și eu mă gândeam, ți-a trebuit un cancer ca să constat lucrul ăsta, că e greu să fii bolnav. Vedeți care e rostul suferinței? Că ne pune pe oală și ne învârte și ne trântește de lemn, nu ăla, și iară ne ia. Știți de ce? Ca să ne dea o formă frumoasă, să ne smerească inima, să ne desăvârșească și să ne califice pentru lucrare. Că după ce ai trecut prin școala asta, ești folositor altuia. Luați suferința ca o rampă de lansare. Că spunea Pavel că suferința și necazul din vreme de acum nu sunt vrednice să fie pusă alături de slava viitoare. Cu cât e suferința, suferința asta nu-i decât un combustibil care ne propulsează în împărăția lui Dumnezeu. Cu cât ai mai mult combustibil, așa ca navetele astea spațiale, ele au un combustibil și după ce trec de atmosferă, ăla se desprinde și rămâne aici, cade bucăți pe pământ și el apare în starea aceea de imponderabilitate. Cu cât suferința noastră e mai mare, ne propulsează mai repede spre Dumnezeu și ne dă o răsplătire mai mare. Amin? Vom încerca să privim cu alți ochi suferința? Eu am o predică numai despre suferință. Că noi suntem o trinitate, 1 Tesaloniceni 5:23, și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru. Veți întâlni suferință la nivel de trup, veți întâlni suferință la nivel de suflet și veți întâlni suferință la nivel de Duh. Dar nu continuăm predica aici.
Rămânem la vasele acestea și mai am un singur gând. Citim în cartea 2 Timotei, în capitolul 2, următoarele lucruri, cu versetul, hai să luăm de la 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Ni s-a prezentat în seara asta ceva de construirea vasului. Cum ne construiește, ce formă ne dă Dumnezeu și prin ce metode ne face așa. Am spus eu că în vasul ăsta este neputința și slăbiciunea noastră și în vas se pune puterea lui Dumnezeu. Spre a fi folositor lui Dumnezeu, mai avem nevoie de un singur lucru. Și am citit aici. Vedeți dumneavoastră că aici sunt două clasificări ale vaselor. Prima clasificare e după materialul din care e făcut. A doua clasificare e după folosul vaselor. Prima clasificare, vasă aur și argint, lemn și pământ. A doua clasificare, folosire de cinste sau folosire de ocară. Ei bine, un lucru vreau să vă spun. A doua clasificare n-are nimic de a face cu prima, așa cum e tendința noastră. Vasă de aur, argint, lemn și pământ. Vasă pentru cinste, vasă pentru ocară. Care e pentru cinste? Aurul și argintul. Care e pentru ocară? Lemnul și pământul. Nu e adevărat. Nu e așa. A doua clasificare nu are nimic de a face cu prima, cu materialul, ci are de a face cu următorul verset și spune, deci dacă cineva se curățește, devine vas de cinste. Fraților, în Sfânta Sfintelor și în templu erau folosite vase de aur, argint, lemn și pământ pentru cinste. Când se aducea o jertfă din sămânță, nu se punea niciodată în vas de aur. Jertfa din sămânță se punea în vas de pământ, dar era pentru cinste. Și poate fi cineva un vas de aur sau argint pentru ocară. Ce înseamnă aurul și argintul? Înseamnă materialul din care suntem noi făcuți. Coeficientul de inteligență, timbru voce, pedanța, felul în care arătăm. Pentru că și la un predicator am o constatare eu. Sunt predicatori pe care îi ajută statura, vocea și prezența și timbru voce. Eu spuneam odată la un frate, băi, tu și când predici rău, predici frumos. Pentru că când îl se ridică și îl vezi așa, sunt frați care sunt foarte buni, dar omul ăla întâi trebuie să vorbească un sfert de oră ca să-l bage în seamă. Și dacă vă dau și exemple. Cu-s mic, e bronet, cu sprâncenele mari, vorbește peltigăit, vorbește șepelit și spui, măi, trebuie să-l asculți bine. Unul e de aur, altul e de pământ. Un elev citește o poezie odată, închide cartea și o spune pe de rost. Alt elev citește o strofă de 10 ori, închide cartea și o uită primul rând. Nu sunt la fel de inteligenți toți oamenii. Nu sunt din același material făcuți toți. Unul are creierul lui Einstein și unul e un retardat, poftim. Dar rețineți un lucru. Folosirea în casa Domnului nu se face după materialul din care ești făcut. Se face după gradul de curățire. Că acum o vorbim așa logic. Dacă eu aș fi un vas de lemn, cât ar trebui eu să mă curățesc, să mă fac de aur? Gospodinii de aici, a spălat vreodată oale de lut acasă, ați avut? Da? Cât trebuie să spălați o oală de lut ca să o faceți de aur? Păi nu o faci de aur niciodată, măi omule. Aurul e aur și lutul e lut. Dar aurul poate fi la întrebuințare de ocară. O veni revoluția și a arătat opulența lui Ceaușescu. Spunea, domnule,
Ceaușescu, mânerul la toaletă era de aur. Aur, dar aveți eu. Și aurul poate face dantură, o pui în gură, nu? Una-i vas de, unul e întrebuințare de ocară și altul de cinste, e tot aur. E tot aur. Materialul e ceea ce suntem noi, din ce suntem noi făcuți. Exista o poezie mai în vechime, spunea așa, dacă e artist, să treacă mai în față. De multe ori în adunările noastre promovăm artiștii și promovăm materialul, e aur, e elegant, e frumoasă, are o cântare, dar nu-i pocăită. Și n-ar trebui folosită la o întrebuințare de cinste. Noi aveam în adunare odată două surori de trup, cântau ca două privighetori. Frumos, domnule, cântau. Dar ele dădeau tonul la modă, ele n-avea batic pe cap prinsat, ele așa, ele așa. Dar cântau cel mai bine din adunare. Mă conduc într-o dimineață slujba, primesc un bilet, sora A plus B, nu le spun numele, că poate le aflați. Au dorință să laude pe Domnul cu cântare. La program mi-i întreb, e cântarea lor? Dar mi-aduc aminte că el-s fără batic, că el-s cele mai modite, că el-s cele mai așa, s-a dus așa o luptă mine și pun biletul în buzunar. La câteva minute primesc un alt bilet. Sora cu tare și cu tare au dorință să-l aude pe Domnul cu o cântare. Hotărârea luată, nu mai gândesc mult, pun biletul în buzunar. Plecăm acasă. Seara primesc un bilet. Sora cu tare și cu tare, aceleași, au dorință să-l aude pe Domnul. Bac, aveam trei bilete în buzunar. La urmă am ieșit, vin el miroasă la mine, pacea Domnului, pacea Domnului. Și el, fete cu mine, s-au gândit că nu a ajuns bilete la mine. Frate Dragoș, ați primit un bilet că vrem să cântăm o cântare? Nu. Am primit trei bilete că vrem să cântați o cântare. Și deodată se mâine, de ce nu mi-a spus? Băi, hai facem o înțelegere. Umblați o lună de zile prin sat ca niște fete pocăite și vă pun în fiecare duminică să cântați. Grea condiție le-am pus. Frații mei, în Sfânta Scriptură au fost oameni de aur. Omul de aur din Johann Mohr, care o citi carte, da? Oameni de aur. Am întâlnit în Scriptură un băiet atât de frumos că nu sunt în Londra, băieț așa frumos. Fără cusur, din creștet până în talpă. Te uitai la el nimic de reproșat. Avea un păr mare care îl tundea odată pe an și îl cântărea. Dar nativ, dat de Dumnezeu, ăsta era dat de Dumnezeu. Și știți că până la urmă cu părul ăla au rămas încălcit și talentul ăsta lui i-a adus moartea, darul ăsta nativ care l-avea l-a făcut să moară, ca pe unele surori pocăite care cântă în lume. Vocea ei grozavă o dus pe scenele lume. Aur, dar întrebuie în țară de ocară. Ăsta e băiatul lui David, Absalon. Fără cusur, un om de aur, dar întrebuințare de ocară. Și mergem în extrema cealaltă și întâlnesc o femeie de pământ, pământ rău, o cheamă Rahab. Știți cine a fost Rahab? Să citim în Evrei 11, că scrie de ea acolo, în galeria marilor eroi. De pământ, dar s-a curățit. O crezut pe Dumnezeu și a scăpat casa ei. Rețineți gândul acesta și cu asta închei. Vasele îs prelucrate de Domnul pe roată, prin suferință. Pentru că în vasele noastre pune Domnul niște comori, o putere nemaipomenită. Dar contează mult gradul de curățire care îl avem. Cine vrea să fie folositor în adunare, în casa asta mare în care sunt multe vase, de ieși de pământ, rămâi de pământ. Dacă ești de lemn, mulțumește Domnului că ești de lemn. N-ai să te faci aur niciodată. Dar poți fi ca vas de lemn și pământ întrebuințat pentru cinste dacă te curățești. Cine aur și argint, slavă Domnul! Dar rețineți gândul și vrem să facem o rugăciune în domeniul acesta fără să mai vorbim acum de metodele de curățire. Vreau să spun numai atât, vasul nostru, făcut de Dumnezeu, modelat prin suferință, îi pentru ca să pună El puterea aia în noi, să ne umple cu Duhul Sfânt. Dar depinde de gradul nostru de curățire. Să ne ajute Domnul să fim curați. Amin.